Rob și Sebastian, la un pas de altercație în casa iubirii. Vrei să te cerți cu mine? Aflați ce tensiuni fără precedent se vor risca între cei doi concurenți. Roberta, pusă la punct de rochi. Ce ții așa la mine? Concurenții din Casa Iubirii au parte în fiecare ediție de noi provocări, de momente de senzație, întâlniri romantice în camera roșie, dar și de multe controverse și tensiuni aprige iscate fie din cauza geloziei, fie din cauza orgoliilor puternice. După ce în ediția precedentă, în centrul atenției s-au aflat pe de o parte, Bogdan și Rebecca, după ce concurentul a recunoscut că o admira din umbră și pe de altă parte, Rob și Julia, care s-au șicanat din nou spre uluirea tuturor. Dar mai ales a Virginiei, Roberta îi va dezvălui lui Sebastian că Julia și Patrick vorbesc despre el în ediția de vineri, 17 mai 2024, în Casa Iubirii va predomina o atmosferă tensionată, mai ales în Casa Fetelor, unde se vor risca mai multe dispute aprige. Cea care va deschide seria acestor momente va fi Roberta, care îi va transmite lui Sebastian, prin intermediul conexiunii, faptul că Julia și Patrick îl vorbesc pe la spate și îl critică pentru felul în care vorbește. Roberta, Sebastian, știai că Julia cu Patrick vorbesc despre tine că nu știi tu să vorbești. Patrick, reprodu Roberta. Ce am zis, Roberta, pusă la punct de roghi. Ce chiar așa la mine? Tot în ediția de vineri. Roberta va fi pusă la zid de către roghi, care îi sare în apărare lui Patrick și îi reproșează acesteia de ce a făcut afirmații nefondate la adresa lui. Rog, de ce zici treaba asta? pentru că e diferența de la cer la pământ între Patrick a zis că nu te-ai exprimat cum trebuie și că nu te exprimi cum trebuie, sau Patrick a zis că nu știi să vorbești. Roberta, ce sari tu așa, alianța? Ce ai, rog, da, uite că e alianța, Sebastian, ce ai, Roberta, ce tipi așa la mine? Nu înțeleg. De ce te rățoiești la mine? Virginia, așa vorbește el, Roberta, hai să stăm singuri. Nu am chef să stăm la masă, Sebastian, dar ce s-a întâmplat? De ce vă certați? Că să știu și eu. Rog, Sebastian. Tu vrei să te cerți cu mine, frate? Dar de ce vorbești urât? Sebastian, mă cert. Ai venit aici și ai stricat starea. Eu nu pot să stau să mă bucur cu ea.